Bine v-am regăsit la horoscopul de weekend, ultimul weekend din actualul an zodiacal. Ne pregătim de Revelion pentru că pe 20 soarele intră în Berbec și este momentul în care se deschide ușa către un nou an astronomic, astrologic. E momentul în care, știți bine, Berbecul este prima zodie din zodiac și de aceea este considerat momentul în care primăvara, de fapt, aduce nou an astronomic. Ca tare avem de băut, avem de sărbătorit, dăm drumul la motoare, dăm drumul la speranțe, e ca la Revelion, ce să mai vorbim. Ne încărcăm de voință, de dorințe. Mai degrabă eu aș sărbători acum, pentru că intrarea soarelui în Berbec ne îndeamnă la schimbare, la noi începuturi, la acțiune. Când este anul nou obișnuit pe 1 ianuarie, suntem în zodia Capricornului la momentul respectiv. Pardon, Capricornul se mișcă lent. De aia, multe din dorințele pe care ne le punem noi pe 31 decembrie, 1 ianuarie, abia se materializează. Pentru că pornim într-un an calendaristic nou pe un fond greoi, care se mișcă greu, conservator, rigid, cum e Capricornul. Dar ce ar fi să avem anul nou realmente într-o zi de echinocțiu? Și apropo, echinocțiul nu fiecare an este pe 20 martie, sunt și ani cu 21 martie. Trebuie văzut când intră soarele efectiv în Berbec. Eu aș muta Revelionul de fiecare dată la echinocțiu. Chiar mă întreb de ce or fi ales, inclusiv cei cu zodiacul chinezesc, de ce or fi ales anul nou chinezesc la luna nouă din Vărsător? Uite, nu m-am informat. Pentru mine, mai degrabă ca astrolog, pentru că este momentul meu de sărbătorit, consider echinocțiu drept Revelion, anul nou. De aceea, la mulți ani de echinocțiu 2022, care ne deschide porțile, ușa către noutate, schimbare, început. Am să vă invit să vedeți și horoscopul săptămânii care se încheie, pentru că am vorbit foarte mult despre echinocțiu. Vă invit să vedeți și astrodrama lunii martie. Mai este timp să vedeți despre luna martie câte ceva, pentru că este un moment de... Eu înainte mergător acest soare. Soarele este prima planetă care intră în Berbec anul ăsta și bătătorește, netezește drumul, mai bine zis, pentru alte planete care vor veni de acum înainte. Peste câteva zile vine Mercur, lunile viitoare va intra aici Venus, apoi Marte, ca apoi undeva prin luna mai să intre aici și Jupiter. Astfel încât până prin toamnă tot o să avem câte ceva în Berbec. Dar deschizătorul de drumuri este soarele. Și întotdeauna Berbecul, zodia Berbec, este o zodie care deschide drumuri. Noutate, schimbare, energie, în sfârșit energie de foc, că n-am mai avut foc de mult pe firmament, adică n-am mai avut planete prin zodii de foc, la asta mă refer, și care ne îndeamnă să pornim către ceva care vrem realmente să schimbăm. Berbecul este cel mai personal dintre toate zodiile. Este singura zodie în care eu este cuvânt de ordine. Deci clar este momentul să punem preț pe eu, pe noi, pe sinele nostru. Nu neapărat din egoism, din preocupare de noi, din grijă de noi, din iubire de noi. Eu în engleză este self, nu? Ca atare tot ce vine de la self ne așează pe noi în centrul atenției. Deci o să ne facem selfie-uri la greu în perioada imediat următoare. La propriu sau la figurat. Adică noi o să cântăm al meu, eu, pentru mine. Tot ce vine, tot ce conține eu și al meu o să fie primordial
În sens benefic, nu o luați ca pe o formă de egoism sau de egocentrism, că nu despre asta e vorba. Da, poate mai mult individualism, pentru că și noi contăm. Mai ales acum când sunt atât de multe încă planete în pești. Peștii sunt o zodie de și vărsător. În vărsător și în pești este o pondere foarte mare. În sfârșit se rupe șirul de multe planete din vărsător și pești, acea aliniere de planete de care vă ziceam. Și apropo de alinierea de planete, vă spuneam în Astrodramă, vă invit să căutați această secțiune din Astrodramă în care vorbeam de șirul ăsta de mărgele care s-ar putea să se vadă prin unele locuri pe această planetă. Alinierea asta de planete, vărsător, pești și soarele în berbec. V-am dat acolo niște ponturi, de aceea căutați această secțiune din Astrodramă în care vă ziceam cum se pot vedea planetele acum în preajma echinoțiului. Taman în acest weekend, puneți-vă ceasul să sune de vreme ca să vedeți șirul ăsta de planete grămadă acolo, 7 în total la rând. Nu se văd toate, bineînțeles, dar vreo 4, cred că da, vreo 4 se văd și acolo vă ziceam care și cum. Deci căutați și acest video. Dar vorbeam de înainte mărgătorul soarelui, deci în sfârșit se mai risipește aliniere de planete. Din cele 7 care au fost grămadă în vărsător și pești, rămân 6, că una, iată, se mută în nou tur zodiacal pe care îl începe soarele acum. După care urmează celelalte. Deci ce dorim noi să obținem pentru noi? Spuneam de fapt de ponderea asta de mare de planete în vărsător și pești. Și vărsătorul și peștii sunt zodii care se oferă altora, se dedică altora. Unele fac sacrificii, altele fac voluntariat. Vărsătorul ține mult de altruism, de umanitate, de alții, pe când peștii se sacrifică. Nu contează ce dă de la el pentru alții. E, în sfârșit ne setăm și pe noi un pic. Și încetul cu încetul, mai ales spre sfârșitul anului, când se mai vine pe aici și Jupiter, deja o să contăm mai mult noi. Parcă nu o să mai fim atât de dedicați altora. O să ne uităm la noi mai mult. Ca atare folosiți ziua de 20 pentru noi obiective, setare de intenții, dorințe ca noapte de rebelion, ce vreți voi să schimbați la voi, la viața voastră, ce start vreți să dați, acolo unde vreți să dați un pic de benzină rezervor, să meargă lucrurile, că ar trebui să meargă. Deschideți uși, deschideți ferestre, la propriu sau la figurat, către noi etape de viață. Noi începuturi, că asta este berbecul. O să se simtă câteva luni de acum încolo o energie de noi începuturi fantastică. Acum, cu atâtea planete în pești, a fost mai degrabă perioada finalurilor, eliberării terenului. E, deja, deși mai sunt încă evenimente acolo în pești și unele foarte importante, de aceea vă invit să vedeți și horoscopul anului și al lunii, chiar al anului vă invit să-l vedeți în cazul în care nu l-ați văzut, să vedeți cât de important este intrarea lui Jupiter în berbec. Toți vom simți pe undeva, dar cel care intră primul este soarele acum pe 20. Deci dați drumul la motoare, vedeți ce vreți să schimbați la voi, la viața voastră, unde vreți să deschideți o ușă, că ne dă curaj. Avem curajul schimbării, bate vântul schimbării pe un anumit plan al vieții. Că toți avem berbec undeva pe hartă. Nu trebuie să fim berbeci ca să începem ceva, ci toți avem zodia berbecului undeva, unii în zona banilor, unii în zona afacerilor, unii în zona cuplului, toți vom simți nevoia să aerisim un pic și acolo unde am eliberat terenul să începem. Din nou, de la zero, pentru că este prima zodie din zodiac, deci vremea este energia lui 1. Nu este un an cu vibrație 1, dar tot ce ține de berbec e de vibrație 1 și mai intensă va fi când și Jupiter va începe tura sa zodiacală în luna mai și mai mult de la an. Cam asta am vrut să vă spun despre echinocțiu. Scoateți șampania, puneți un prosecco, dați de băut la familie și puneți-vă dorințe. Doar trimise cu gândul. Este și nu uitați câtă energie de pești este care ne pune în legătură cu Universul foarte tare. Deci parcă mai degrabă față de 1 ianuarie, acum cineva acolo sus ne aude. Eu un am să-mi fac din nou
ritualul, țineți minte că v-am chiar îl găsiți în arhivă, este acel film despre cum să intrați în nou an. Unele din ele le puteți folosi și acum. Bun, nu o să fie chestia aia cu zângănii de clopoței și toate celelalte, dar puteți căuta acel film cu ritualuri de intrare într-un nou an. Câteva din ele se potrivesc de minune și acum. Setarea de intenții, scrisoarea de intenții, baia de purificare, programarea mentală. Căutați-le în arhivă, în secțiunea videoclipuri, bineînțeles, este undeva prin final de decembrie, deci mergeți jos în adâncimea arhivei și vedeți acolo câteva îndrumări, sfaturi, că unii m-ați întrebat ce să faceți în momente de lună nouă, ce să faceți în momente de lună plină, iată, asta puteți să faceți și de echinocțiu, este aceeași vibrație de final de an și început de an nou. De aceea, la mulți ani de echinocțiu 2022, am mai spus-o, dar o repet, pentru că e un moment pe care merită să-l sărbătorim ca atare. Apropo de acest weekend, știți foarte bine, o să apară horoscopul săptămânii viitoare. Sâmbătă, la ora 3, va apărea horoscopul săptămânii viitoare. În ziua de lună plină, de pe 18, eu am filmat un nou film numit A venit timpul să, probabil peste weekend îl voi... Sau dacă nu cumva, cine știe, chiar de vineri, poate chiar acum când vedeți acest video, deja este postat, poate da, poate m-am hărnicit și l-am postat încă de vineri, când l-am, da, cred că o să fie încă de vineri, după cum îmi gândesc eu programul până atunci. Iar duminică seara, bineînțeles, voi veni cu horoscopul săptămânii, nu al săptămânii, al zilei de luni, ca atare foarte posibil să aveți vreo 3 filme noi în acest weekend, în afară de acest film pe care îl vedeți acum. Dar nu uitați de horoscopul lunii. Mai sunt evenimente, unele foarte importante. Dacă n-ați văzut horoscopul lunii martie, faceți-o acum ca să intrați într-un an nou astronomic cu planuri mărețe pentru luna martie și luna aprilie, că și luna aprilie e foarte interesantă. De săptămâna viitoare deja am să intru în filmări pentru luna aprilie și chiar sunt curioasă ce ne aduce interesant. Deja știu câteva evenimente, vom vorbi despre ele la momentul respectiv. Gata, la mulți ani, echinocțiu fericit, bucurați-vă de acest weekend cu schimbare de vibrație și să dăm drumul la următoare. Weekend energic vă doresc! Voi verbeci clar că veți fi, cel puțin duminică, veți fi vedetele. Soarele este la ușa voastră. Deschideți-i larg să intre, să schimbe energia vieții voastre. Ca tare folosiți un astfel de moment pentru iubire de sine. Nu neapărat sâmbătă. Sâmbătă mai degrabă e un moment de bilanț, să vedeți unde sunteți, ce ați realizat în ultimele câteva luni, ca să știți ce aveți de făcut de duminică încolo. Încât chiar de duminică, dacă în tot acest an care se încheie, ați extras o concluzie că n-ați reușit un anumit lucru, nu atât de bine pe cât v-ați dorit, setați-vă obiectiv pentru perioada imediat următoare. Faceți acest mic ritual de programare mentală pentru un an de zile de acum încolo, ca ceea ce ați realizat totuși în acest an, dar simțiți că se putea și mai bine să-i dați drumul de duminică încolo. Un cât de mic simbol legat de noutatea pe care vreți să o aduceți de acum încolo să vă însoțească în această zi. Visați o mașină, desenați-vă o mașină pe agenda. Visați la un job nou, intrați pe un site de joburi. Deci faceți ceva în strânsă legătură cu schimbarea aia pe care vreți să o faceți de acum înainte. Sau noua destinație pe care o alegeți. Ar trebui să fie un moment de fericire realmente pentru voi. Spuneam că e o zi de iubire de sine și când zic iubire de sine înseamnă să vă dăruiți vouă ceva. Ceva drag sufletului. O plimbare, o călătorie, un dar. Poate unii începeți perioada aniversării, aici vorbesc de nativii berbeci, cei cu ascendent în berbec, clar că poate n-au și aniversarea în perioada asta. Și apropo, la mulți ani, berbeci, nativi. Dar unii poate chiar realmente sărbătoriți. Aveți un motiv de sărbătorit în acest weekend. Sărbătoriți iubirea, sărbătoriți un succes, sărbătoriți iubirea de voi. Vă luați vouă ceva, vă cumpărați ceva de dragul vostru. Alții vă eliberați
Că e și un moment de încheiere de capitol. Vă eliberați de ceva. Parcă înainte de a intra în nou an zodiacal, lăsați ceva efectiv la poarta acestui nou an. Înainte de echinocțiu faceți un fel de, hai să zicem, ritual de eliberare de ceva ce nu vă mai trebuia de anul nou care vine acum. Ca să intrați în nou tur zodiacal curat, eliberat, liniștit, fericit, cu gânduri noi, intenții noi. Ăsta trebuie să fie ritualul, ritual de iubire de voi, să vă doriți vouă ceva, să vă priviți în oglindă și să vă spuneți bravo, ești minunat și de duminică încolo ai să fii și mai grozav, să vă setați un mare obiectiv, un țel de atins, de schimbare, să schimbați ceva în viața voastră, nu știu, schimbați-vă machiajul, doamnele, duceți-vă și cumpărați-vă o haină nouă, aveți nevoie de ceva nou într-o zi de echinocțiu și asta e valabil pentru toată lumea, ceva nou într-o zi de echinocțiu. O bijuterie, o haină, o mobilă, un nimic, un chichi acolo, ceva care să aducă o vibrație de nou în viața voastră. Dar și acest ritual de eliberare de vechi la poarta echinocțiului. Sâmbătă faceți o baie de purificare ca de duminică când vă veți trezi să fiți nou născut. Pentru tauri, clar că echinocțiul pentru voi se formează într-un loc al marilor voastre frământări interioare. Dar frământările de data asta nu vă mai inspiră frică. De obicei suntem frământați când ne mănâncă emoțiile pe interior, fricile, îndoielile, suspiciunile. E la voi frica asta, de fapt nici nu e o frică, e un trac. Simțiți ceva ca un fel de presentiment că ceva urmează să se întâmple în viața voastră. Parcă primiți așa un avertisment, poate bun, poate mai puțin bun, depinde fiecare ce stări aveți, un semnal de alarmă, un ro alert, așa vine, că vezi că ceva se schimbă în viața ta. Curând. Poate ați avut un vis azi noapte că e o perioadă cu conotații onirice, fantastice, din astral, ni se trimit mesaje pe calea visului, a clarviziunii, a meditației, a tot felul de viziuni s-ar putea să avem cu toții, lucide sau în timpul somnului. Și cadarea asta se naște în voi acum, un fel de nerăbdare că ceva se va schimba curând în viața voastră. Și normal că sunteți foarte curios. Oare ce o să fie? Sunteți agitat, parcă tremurați așa, parcă nu înțelegeți ce se întâmplă cu voi. Se schimbă clar vibrația. De la o vibrație de final de an zodiacal la o vibrație complet nouă e altceva. Parcă se naște un vis în voi, o dorință în voi, o voință nouă, vreți ceva, cred că ăsta e cuvântul. De duminică încolo, cuvântul vreau, cu tare, o să fie foarte puternic. Până acum era, mi-aș dori, visez, ce frumos ar fi, era iluzie, era poveste acolo. De acum, acest vis devine voință, vreau. Pun mâna și obțin, caut calea să obțin. Și posibil căutați așa pe parcursul acestui weekend niște instrumente, metaforic vorbind, ca simplu vis de până mai ieri, de duminică încolo, să devină drum către noua țintă. Un prim pas. Deschideți o ușă și treceți dincolo de ușă către o etapă nouă, către un nivel nou în viața voastră. Se schimbă. Registru, lumină, aerul în viața voastră, pe un anumit plan. Normal că e emoție acolo, da, e poate și un dram de nesiguranță, nu prea știți ce urmează, dar știți că vreți, asta e important. Dorința voastră este să se schimbe ceva și pe semne chiar din acest weekend deja faceți un mic pas către schimbarea aia de la orizont.
Gemenii au din acest weekend vise mari. Voi vreți mai mult, mai sus, mai bine, mai grozav. Dar asta înseamnă implicare, acțiune, să luați taurul de coarne și să faceți ceva. E un moment de setare de intenții, dar la voi intențiile le setați sub formă de un fel de programare ce faceți voi acum. Parcă vă așezați așa la masă și începeți să faceți un tabel cu ce vreți voi să atingeți într-o zi. Dar nu ajunge doar planificarea. Voi faceți deja tabelul ca un plan de afaceri. Vreau să ajung acolo. Într-o zi voi ajunge, dar ce trebuie pentru asta? Informațiile necesare, oamenii necesari, instrumentele necesare, resursele, banii, timpul, tot ce vă trebuie. Deveniți un adevărat antreprenor voi în acest weekend, când stați și vă gândiți la visul ăsta și punând așa, probabil, teoretic, pe hârtie, măcar ceea ce vreți să obțineți, clar, e un drum lung, probabil de un an de zile de acum înainte, sau hai să zicem câteva luni. De fapt, ce puneți voi acolo pe hârtie necesită niște resurse pe care deocamdată nu le aveți. Vor apărea. Și de aia, punându-le așa cap la cap ce aveți nevoie, ca exemplu, vreau să-mi cumpăr o casă nouă. E un proiect măreț, ce să mai vorbim? Ce înseamnă asta? Cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. O grămadă de resurse. Și punându-le acolo pe hârtie, vă dați seama că unele lipsesc cu desăvârșire sau nu sunt la nivelul dorit. Și începeți să vă informați și începeți să căutați căi de a umple golurile alea, de unde să fac rost de bani, de unde să fac rost de informații, de unde. Și doar întrebându-vă, clar că o să-și apară. Și atunci când vor apărea, în câteva zile, săptămâni, luni de acum înainte, ăla va fi și momentul în care visul, deocamdată visul, dar e mai mult decât vis, e deja intenție, acțiune pe care voi o porniți acum, va deveni realitate. Sunteți sigur că va fi realitate, sunteți foarte implicat, foarte dornic de succesul ăla. Posibil să mai fie nevoie să învățați ceva pe parcurs. Sau, efectiv, demersul ăsta pe care îl începeți acum vă va trece prin toate probele cu putință ca să-și învățați, să vă și maturizați, să vă responsabilizați. Unii poate, efectiv, e vorba de o școală ceea ce vreți să obțineți și căutați școala necesară. Vă cam scrieți viitorul voi. Deciziile pe care le veți lua, hai să zicem de duminică încolo, poate nu neapărat duminică, deciziile pe care le veți lua probabil își vor arăta roadele după ce și Jupiter va intra aici, în luna mai. Deci până prin mai așa o să fie un fel de pregătirea demersului și a construcției lente acestui mare scop și atunci s-ar putea să-l vedeți în forma sa clară, palpabilă și care să însemne succes, de fapt. Pentru rac, ce să mai vorbim, soarele va fi în cea mai înaltă poziție pentru voi, e în zona carierei, pe mijlocul cerului, cu alte cuvinte. Și e vremea să vă afirmați, să dați din coate. Pentru unii se naște o dorință de afirmare în plan socioprofesional. Vă setați un mare obiectiv, vreau mai sus de atât, mă duc și îmi dau niște examene, mă duc să mai fac un curs, autoperfecționare, specializare, vreți mai mult de atât, există ceva mai mult de atât. Dar foarte posibil schimbarea asta de vibrație ciudată de la pești la berbec pentru voi să fie un fel de conflict interior. De la o stare de pasivitate la o stare de prea mare energie, dintr-o dată nu știți cum să gestionați situația, încât s-ar putea să vă dea și pe voi peste cap declicul ăsta. Posibil să începeți să vorbiți despre marile voastre vise, scopuri cu alții din jurul vostru. Dar și discuțiile astea pot fi foarte
tensionate, dar de mai multe feluri. Pot fi tensionate și de acolo se naște motivația, stimulentul, încurajarea, ba da, mă ambiționez și fac, chiar dacă ceilalți mă mai trag de mânecă, dar pot fi și lupte de orgolii acolo, lupte de păreri foarte contradictorii care vă debusolează. Pot fi niște momente mai tensionate în plan relațional cu diversi. Dar vă ciondăniți, așa să zicem, cu oameni puternici. Pot fi dispute între generații, pot fi dispute cu adversari pe același nivel cu voi, care vor același lucru și care o țin și ei pe-a lor. E un dram de încăpățânare acolo și de dorință de supremație și voi o aveți și ceilalți o au. Dar nici voi nu vă lăsați. Sunteți foarte bătăios, foarte dornic să vă spuneți ultimul cuvânt în confruntarea asta. Indiferent de vârstă pe care o aveți, vă țineți tare, bățos pe ceea ce vreți voi să demonstrați. Încât spuneam la un moment dat că aceste dispute pot avea și rol motivațional. Se naște în voi o ambiție numai să le arătați celorlalți că aveți dreptate, numai să le arătați celorlalți că sunteți cel mai bun. Și din ambiția asta pusă în joc, chiar se poate naște succesul. Dar poate vreți să faceți și o schimbare, cum ziceam. E o energie de schimbare care planează în aer. Dar e o schimbare pe care poate deocamdată nu știți clar încotro merge, din cauza atâtor condiții ușor defavorabile, agresive. Unii se luptă cu voi și asta vă e teamă, să o fac, să nu o fac. Este și un dram de frică, de nesiguranță și de tras înapoi, dar și dorința asta de schimbare. Deocamdată e declicul, deocamdată e tranzitul, sunteți pe pod, ați plecat de pe un mal și vă îndreptați către alt mal. Pe podul ăsta, podul este o punte suspendată la urma urmei. Dincolo de pod contează ce găsiți. Și acolo e ambiția, acolo e motivația, acolo e curajul schimbării, noile începuturi, că înapoi, de acolo lăsați conflictul, teama, nesiguranța. Leul, de acum totdeauna zodiile de foc susțin alte zodii de foc. Deci un soare în berbec pentru voi este generator de energie. Și s-ar putea să vă dea soarele ăsta în berbec exact energia în acel plan în care aveați dubii, frici, blocaje. Vă uitați așa ca un copilaș de la băgat sub bancă să nu-l asculte cumva profesorul. Taman acolo primiți curajul și energia. Acolo unde l-ați luat pe nu în brațe, pe nu pot în brațe, pe nu știu în brațe, acolo apar resursele. Vă liniștiți, nu o să prindeți tupeu dintr-o dată. Deocamdată din ceea ce vă ținea atât de rezervat, de temător în planul 2 al vieții, deodată așa parcă cineva vine și vă mai umple paharul ăla de încredere, paharul ăla de stimă de sine, paharul ăla de acțiune, pentru că erau goale niște pahare acolo. Dar nu vă umple paharul din prima, așa un pic, un pic, un pic, încât vă regăsiți echilibru, starea de bine, liniștea, ca peste câteva zile să începeți niște acțiuni noi, după ce s-au umplut înapoi un pic aceste baterii. Da, e o baterie descărcată ce aveți voi acolo. Dar de acum înainte primiți exact ce aveți nevoie. Ieșiți din zona de frici, de pasivitate, de așteptare, de stagnare. Lent, încet, nu zice nimeni că peste noapte, dar parcă simțiți și voi așa că vă e bine. Vă simțiți mai bine în pielea voastră. Aveți deja planuri noi de atins, scopuri noi, dar deocamdată cu pași timizi, așa ieșit, parcă ieșiți din, știți cum e când ieșiți din închisoare, sunteți liberi, dar prima reacție, sau hai nu din închisoare, din carceră, când este ținut omul în carceră, n-are lumină, n-are nimic, prima reacție când iese din carceră este că îl orbește soarele, cam asta simțiți și voi acum, după ce o vreme a stat închis, retras, rezervat, fricos, mă rog, într-o zonă incertă a vieții voastre, dintr-o dată pe un teren liber în care aveți voie să faceți ce vreți, să vă manifestați așa cum vă este personalitatea, sunteți un pic temător, vă orbește acest
aer de primăvară care dă buzna în viața voastră. Fecioarele, s-ar putea acest echinocțiu să vă dea niște opțiuni. Poate erați într-o zonă de întrebare, de confuzie. În viața voastră, pe un anumit plan, erau foarte mulți de oare. Oare așa sau oare așa? Oare da sau oare ba? Parcă tot cântăreați o anumită situație de multă vreme. Aveați niște, cum ziceam, opțiuni acolo. Dar începeți să vă dă curaj acest echinocțiu. Vă dă curajul să alegeți odată, ca din opțiunile alea să puneți degetul pe una din ele. Poate o vreme chiar ați mers pe mai multe odată. Ați împăcat și capra și varza. Ați avut două joburi, ați avut două relații, ați avut două căi de mers, ați avut două variante, dar nu vă puteați decide. Pentru că sunteți într-o zonă destul de confuză, voi, fecioarele, parcă nu vroiați să lăsați din mână nici pe una, nici pe alta, din ce aveați voi la dispoziție acolo. Dar gata, se pare că a venit vremea acțiunii și a alegerii și a deciziei să ieșiți din zona de oare, să ieșiți din zona de cântărit. Ați avut o balanță în mâna voastră multă vreme, cât a fost acolo în pește, atâta energie de vreo lună de zile încoace, voi tot cântăriți situația, așa sau așa, așa sau așa, și parcă tot timpul niciuna din variante nu vă convingea că e cea mai bună. E, începe să vă convingeți că una dintre variantele pe care le aveți la dispoziție, fiind semnând pe orice plan al vieții, merită aleasă și dusă mai departe. E vremea alegerii. Gata, vreau asta. Alegerea merge către jobul ăsta, persoana asta, relația asta, că nu mai puteți juca nici pe două fronturi și nici nu puteți amâna la nesfârșit să extrageți o concluzie. Parcă ieșiți din confuzie, ieșiți din frica de a vă exprima ultimul cuvânt, probabil vă mai liniștiți, nu total, pentru că oricum o zonă de confuzie încă se menține, cum spuneam, cu atâtea planete acolo în pești, în zodie diametral opusă, sunteți încă destul de nesiguri și tulbure, dar măcar pe un anumit plan al vieții, pentru că deja stați de ceva vreme în cumpăna asta, gata, ieșiți din acest weekend cu o alegere făcută. Pentru balanță, este și luna la voi în zodie în acest weekend, ceea ce e bine, dar intră și soarele în zodie diametral opusă, care este un sector al celorlalți. Încât ce face pentru voi soarele în berbec? Vă clarifică o situație care era foarte incertă pentru voi. Parcă o anumită persoană, relație, acțiune din viața voastră până acum și-a arătat o față și nu vă plăcea fața asta. Dar voi simțeați că în spatele acestei, reversul acestei monede, poate aveți ceva bun. Până acum ați văzut doar jumătatea goală a situației respective, a paharului respectiv. Numai defectele, numai problemele, numai prețul de plătit, numai greutățile. Și noroc că vine acest soare în berbec și începe să vă mai dea un pic de optimism. Plus o lună la voi în zodie, ce să mai vorbim. Poate vă impuneți să vedeți și jumătatea plină. Nu sunteți în apele voastre, ce-i drept, aveți o stare de, poate niște regrete vă apasă pe aici pe acolo, o stare de nesiguranță, o stare de dubiu, multe întrebări. Ceva vă spune că nu știți tot într-o anumită situație. Sau nu vi s-a spus tot, sau cineva anume ține bine secret și probabil încă de la luna plină de zilele trecute, de ieri, adică de pe 18, încă de atunci ați simțit că ceva vi se arată, vi se arată ascunzișul și probabil ați aflat niște lucruri
poate nu v-au bucurat prea tare, dar vă bucurați totuși că le-ați văzut și puteți lua măsurile de rigoare. Ca atare, un eșec, o decepție, o supărare care poate a venit zilele trecute, poate fi virată în sens constructiv. Să schimbați ceva, să luați o decizie, să porniți într-o altă direcție. Pentru unii, da, dacă tot ați descoperit ceva trist, supărător, sunteți decis să lăsați totul baltă și să porniți în altă direcție. Că ce este un echinocțiu dacă nu un moment bun de noi începuturi? Vi s-a arătat, v-a durut, v-a deranjat, v-a dezamăgit, dar bine că ați aflat. Acum puteți lua taurul de coarne și trece la acțiune, dacă tot ați văzut cum stau lucrurile, cu adevărat. Dar da, ce ați văzut probabil nu v-a plăcut, de-aia am spus că ați văzut până acum jumătatea goală a paharului, dar acum începe să vedeți și jumătatea plină a paharului, că eșecul, îngenunchierea, tristețea asta, ce-o fi fost ea, cu un impact emoțional profund, v-a reașezat, v-a stabilizat adevărul. Vedeți lucrurile așa cum sunt, nu cum vi se părea, nu cum vi se arăta, ci așa cum sunt. Și de acum știți pe ce teren mergeți. Nu mai puteți fi mințit, nu vă mai mințiți, nu mai mergeți pe căi nesigure, ci decizia pe care o luați, de fapt, vă arată cât de dornic sunteți să vă luați viața în mâini și să nu mai depindeți de alții, să nu mai fiți dominat de alții, să nu mai stați în umbra nimănui, ci ok, am înțeles, trec la fapte începând de duminică încolo. Scorpionul e pus pe fapte mari din acest weekend încolo, încât foarte posibil chiar din weekendul ăsta vă macină un gând de schimbare în plan profesional. Poate de ceva vreme vă gândiți la asta, da? Tot e un moment de noi începuturi. Unii s-ar putea să vă dați seama că meritați mai mult de atât, există ceva mai bun de atât, vreți altceva, vreți o schimbare în viața voastră ca să ieșiți din rutină, ca să ieșiți din plafonare. Și poate vă vine o idee aducătoare de succes, dar trebuie să o puneți în aplicare, bineînțeles. La unii poate fi vorba de decizia de a se înscrie la o școală, la o specializare, la nivelul următor într-o specializare, la o treaptă superioară de pregătire în plan socioprofesional. Alții să schimbați pur și simplu jobul, dar la ceva mai bun, bineînțeles. Dorința voastră de schimbare în plan profesional, începând cu acest weekend, nu înseamnă că în acest weekend o să o faceți, dar acum se naște ideea, planul, direcția, e la mai bine, e la mai sus, unde să fiți mai bine plătit, mai apreciat, unde să fiți promovat, unde să aveți loc de evoluție, mai mult de atât. Și asta poate fi vorba mai ales de cei care v-ați simțit în ultima vreme, nu știu, plafonați, că ați stagnat, că mai bun de atât nu există. E ceva vă spune că, bă, da, există. Dar pentru asta e nevoie de acțiune. Că asta face soarele în berbec. Ne îndeamnă la acțiune, să luăm taurul de coarne și să facem. Nu ajunge doar să visăm, să planificăm și să dorim. Ceva trebuie făcut și foarte posibil, cine știe, din acest weekend începe să vă informați, să vorbiți cu unii, cu alții, să puneți mâna pe o carte, să vedeți încotro să mânați de acum înainte căruța asta care se numește carieră pentru ceva mai bun de atât. Nu e ușoară perioada. Sunteți și foarte ținut pe loc. Aveți responsabilități din trecut, aveți alte responsabilități pe lângă un job. Sunt și multe blocaje care nu vă lasă să vă aruncați așa din prima către o schimbare. Tocmai de-aia este mare provocare. Să luptați cu blocajele, să luptați cu frica de schimbare, cu ce vă ține în urmă, cu restanțele, datoriile, responsabilitățile pe alte planuri. Dar pe de altă parte se naște și dorința asta fantastică de vreau
mai bun de atât vreau, mai mult de atât merit și pot obține mai mult de atât. Dar totodată conștienți că pentru a ajunge acolo la mai mult de atât, aveți niște pași de făcut, de învățat, de dat niște examene, de acumulat niște experiențe, de ucenicie, pași mărunți și poate chiar sub supravegherea, jurisdicția unei persoane care va juca rol de profesor sau de ghid pentru voi de acum înainte. Săgetătorii și voi ca și lei sunteți printre cei susținuți de o altă zodie de foc cu soarele acolo în berbec și care pentru voi berbecul, am zis asta și în horoscopul, cred că și în horoscopul săptămânii și în horoscopul lunii foarte multe despre asta, pentru voi este început de poveste de dragoste poate. Bun, casa 5-a nu e doar zona iubirii, așa este, dar parcă se naște un vis de iubire pentru voi. Sperați la o iubire, chemați o iubire, manifestați o iubire. Dar ceea ce deocamdată manifestați voi așa sub formă iluzorie, imaginară, pare totuși vis. Deocamdată sunteți la faza de iluzie, iluzionare. Poate prea de tot ceea ce visați e prea de tot, o iubire care nu există, o iubire imposibilă, o iubire idealizată, o iubire ca în povești. Și parcă cineva vă spune, stai, că ce visezi tu? Nu prea există. Dar voi tot, fes frumoși, călare și Ilene Cosenzene, visați. Mulți în preajma voastră vor încerca să vă taie elan. Mulți de nu se poate, nu există, imposibil, o să auziți în această perioadă. Dar nu și în mintea voastră, nu și în inima voastră. Condițiile, să zicem, vor fi defavorabile în jurul vostru. Nu o să meargă strună visele astea pe care le faceți acum. Dar voi continuați să vă țineți de ele. Da, multă iluzie. Sunteți un pic iluzorii, idealizați iubirea, idealizați partenerul, omul din fața voastră. Dar totuși, ceva vă spune că merg mai departe, încă o vreme. Poate până când chiar voi, peste ceva timp, o să vă lămuriți că da, e imposibil ce visați sau nu există. Dar visele voastre sunt acolo încă foarte puternice. Unii, da, s-ar putea să aveți și această mică dezamăgire că visul ăsta al meu, de când îl am, de ani de zile visez lucrul ăsta și tot piedici și tot blocaj și totuși trântită nas acolo este. Dar totuși nu renunț la el. Și chiar dacă s-ar putea chiar în acest weekend să aveți acest sentiment de dat cu nasul de o ușă trântită care nu vă lasă să vă îndepliniți visul ăla, vedeți o realitate, vedeți că e totuși iluzie, voi continuați. Încă este Jupiter al vostru într-un sector al idealismului. Și deși de multe ori v-a arătat acest Jupiter, sau mă rog ce s-a întâmplat acolo în Pești, v-a arătat din propriile voastre experiențe că alergați și după chimere, nu vă puteți abține. Sunteți un visător prin excelență, se știe. Și chiar dacă unii vă arată clar niște realități, niște adevăruri, voi tot le cosmetizați, voi tot le îmbunătățiți. Puneți un dulcitor acolo într-o cafea amară, că totuși, eu vreau să beau cafeaua asta. Da, unii s-ar putea să vă iluzionați în continuare, alții să credeți în visele voastre încă o vreme, până peste câteva zile, probabil până la luna nouă de pe 1 aprilie, când veți decide mai clar, mai exact, dacă visul ăsta, deocamdată vis, merită transformat în realitate și să și luptați pentru a-l vedea realizat. Capricornul are o stare de emotivitate foarte puternică pe care nici voi nu știți cum să vă o explicați. Se schimbă registru, clar, o schimbare de energie, de apă la una, de foc, e cel puțin bizar. Ce simțiți voi așa e un fel de ruptură.
de falie. Parcă pe calea pe care mergeați voi și care părea stabilă, apare o fisură în pământ, ca la cutremur, o falie. Rămâne de văzut ce înseamnă falia asta, pentru că e un final de an și un început de an pentru voi. Ceva moare, dar ceva se naște. Și de-aia aveți o stare atât de conflictuală interior. Ceva vă spune, mai ocupă-te de ceea ce lași în urmă. Parcă n-a murit de tot. Altceva vă spune, lasă tot la poarta noului an zodiacal, începe altceva. Și sunteți temător, sunteți confuz. Ceva vă spune da, ceva vă spune nu, ceva vă spune stai în trecut, altceva spune mergi înainte. Parcă e o perioadă de... Sunteți încă și foarte influențat de luna plină, de zilele trecute. Așa este. Și de aia nu știți cum să vă explicați starea asta clocotindă din interior. Sunteți marcat de dubii, marcat de frici, de întrebări. Aveți impresia că nu înțelegeți niște lucruri, nu vedeți niște lucruri, vă sunt bine ascunse, dar cred că sufletul e cel care trece prin tumultul ăsta fantastic. Posibil să ieșiți totuși în acest weekend cu o liniștire a celei mai mari frici a voastre de la momentul actual. Era acolo o furtună pe care nimic nu putea liniști, dar trecerea soarelui într-un nou an zodiacal acolo în berbec, cred că asta face. Domolește frica, emoția. Parcă era un robinet acolo și de duminică încolo robinetul ăsta se închide. Robinet de lacrimi, robinet de suspine, de regrete, de frici, de emoții, de trac. Parcă cineva, și asta sunteți voi de altfel, închide robinetul ăla și parcă intrați în nou an zodiacal mai sigur pe voi, mai înarmat pentru orice va veni de acum înainte, liniștit, pe cât de tumultos și de furtunos și de clocotind erați înainte, cu atâtea emoții acolo, emoții, gânduri, stări, dorințe, frici, intrați în ziua de 20 la echinocțiu cu o față așa mai liniștită, mai sigură pe voi, mai centrat pe voi. Parcă nu mai țineți cont de nimeni, parcă nu vă mai influențează nimic, ci spuneți eu contez și de acum înainte, măcar câteva zile de acum înainte, doar ce decid eu contează. Nu mă mai las influențat de nimeni, nu mă mai las condus de nimeni, nu mă mai las intimidat de nimeni, ci parcă vă recăpătați personalitatea foarte puternică. Vărsătorul, de duminică încolo, planul relațional devine foarte important, încât cine știe, nici nu s-a terminat energia vechiului an zodiacal, că voi intrați în nou an zodiacal cu o dorință de cunoaștere de oameni. Parcă schimbați anturajul, parcă schimbați mediul. Ieșiți dintr-un grup de prieteni și intrați în altul. Sau ieșiți dintr-o zonă de izolare, însingurare, fugă de oameni și vă duceți direct în miezul unei grupări unde vă remarcați. E o mare dorință de comunicare pentru voi care dă buzna acum peste voi. Aveți ceva de spus. Cunoașteți oameni, vă alăturați unor oameni, unde vă duceți voi într-un anumit mediu, străluciți, ieșiți în evidență. Nu e ușoară perioada. Sunt conflicte încă acolo, de la Uranus al vostru cu planetele de la voi din zodie, deci sunt și niște frământări care nu vă lasă în pace, dar schimbarea asta de registru la echinocțiu parcă vă deschide ușa și vă zice, hai, du-te. Lărgește-ți orizonturile, schimbă-ți mediul, schimbă-ți prietenii, schimbă-ți aspectul, da? Poate simțiți nevoia unei înnoiri de look unii. Nu mai sunteți mulțumiți cu hainele de
de până acum e schimbarea garderobe, ce să mai vorbim? S-ar putea, și doamne și domn, nu contează, să vă duceți să faceți iama prin mall în acest weekend și vă cumpărați o grămadă de lucruri, dar care sunt mai mult decât haine. Sunt imagine de sine, sunt iubire de voi înșivă, sunt o... Vă definesc aceste haine. Schimbați-vă garderoba, schimbați-vă look-ul. Aveți nevoie de o schimbare de aer la voi înșivă. Să arătați altfel, să vă comportați altfel, să schimbați mediul, schimbați locul, schimbați oamenii din jurul vostru, schimbați modul de gândire, modul de comunicare. Orice fel de schimbare în ochii altora este foarte importantă. Sau poate voi aveți această revelație că sunteți altul, că v-ați s-a născut altcineva. E un moment de noi începuturi pentru voi. În plan relațional. Unii poate vreți să învățați ceva nou. Citiți o carte și vă dă o idee, o inspirație fantastică. Vedeți un film. Deci este și multă perioadă cu lecții realmente de viață. Oameni de la care învățați sau informații care ajung la urechile voastre și vă transformă dintr-un tânăr într-un adult, dintr-un copil într-un adolescent. E o schimbare ca de etapă de viață, de la copil la adolescent, de la tânăr la adult, de la clasa 8 la clasa 9. E deja acolo altceva. Ați mai crescut, v-ați mai pus niște cărămizi acolo la voi și simțiți nevoia să arătați această schimbare, creștere la voi. Și de aia probabil simțiți nevoia să socializați, să ieșiți în lume, să fiți văzut și veți fi văzut într-o altă lumină decât înainte. Peștii, gata, soarele vă părăsește, dar sâmbătă încă este cu voi acolo, suficient cât să-și lase ultima putere acolo la poartă, sunteți încă sub influența lunii pline de pe 18, soarele pe ultimul grad acum la ieșirea din Pești, deci e încă un weekend marcant pentru voi. Aveți încă planete la voi în zodie, ce să mai vorbim? Și ca tare s-ar putea această ultimă strigare a soarelui voi în zodie, care nu este altceva decât ceea ce se întâmplă pe 31 decembrie pentru toată lumea, ultima zi dintr-un vechi an, pentru voi este și momentul ăla de rezoluții. Ce vreți voi să faceți de mâine încolo, de duminică încolo, cu alte cuvinte. Unii s-ar putea să simțiți nevoia să schimbați locul. Alții să schimbați o relație, să ieșiți dintr-o relație pentru a intra în alta. Alții să părăsiți o relație pentru că nu-și mai are rost. Multe schimbări de trupe, așa în plan relațional pentru voi zilele astea. Dar eventuala schimbare pe care vreți să o faceți pornește de fapt de la felul în care sunteți voi tratat într-o relație. Vreți să fiți tratat așa cum se cuvine? Vreți să fiți văzut așa cum se cuvine? Respectat, iubit, admirat, prețuit? Și ca atare, locul în care începe să vă schimbați, să vă mutați atenția dintr-o direcție către altă direcție, și de aia pare un fel de mutare, dar de fapt mutați centrul de interes, îl mutați către locul în care sunteți prețuit, admirat, iubit realmente, lăsând în spate ceva care nu vă mulțumea, nu vă făcea fericit, nu era suficient pentru ce vă doreați voi. Și ați avut, probabil, chiar la luna plină de zilele trecute, ați avut această revelație că nu sunt văzut așa cum trebuie, nu sunt prețuit așa cum trebuie, trebuie să plec din locul ăsta, trebuie să las în urmă ce a fost și să încep o etapă nouă. Pentru că în etapa asta nouă mi se dă ce vreau, ce merit, ce am visat. Pentru unii poate fi vorba de iubire, așa este, foarte multă dorință de iubire, dar lăsând în urmă ceva, plecând dintr-o fostă relație, abandonând o relație pentru că nu vă mai satisface. Unii puteți alege
ce faceți cu o poveste de iubire? O duc mai departe? O dezvolt? Îi dau apa la moară? Mă implic mai mult? Pentru unii poate fi chiar șansa unui real nou început, dar înainte de început e finalul. Întâi se încheie ceva, moare ceva ca să nască sau renască altceva în altă direcție. De-aia e foarte ciudată atmosfera. Într-o zi ceva se termină și în altă zi ceva începe. Dar ce începe pare să înceapă cu vibrație nouă, cu dorință. Parcă vine primăvara în sufletul vostru, în viața voastră. Cel care vă dă atenție în acest weekend, cine o fi? Prieten, colaborator, persoană iubită, cel care vă dă atenție, de fapt, vă dă ceea ce meritați și ceea ce vă lipsea în etapa anterioară. Că de-aia ați plecat de acolo, de-aia ați închis capitolul ăla, că nu primeați. Ce primiți? Unii primiți bani, unii primiți apreciere, unii primiți iubire, unii primiți... Vi se umple golul ăla care vă apăsa și de-aia vă aruncați în noua direcție cu multe speranțe, cu dorințe fantastice, împărtășind realmente ce vi se dă, nu doar primiți. Da, este o perioadă în care contăm noi, eu contează, dar la fel de pregătiți sunteți să-și oferiți. Vi se dă și același lucru sunteți dispus să oferiți și voi. E o compatibilitate acolo, e o complementaritate. Cam fiecare pune în joc aceeași iubire, aceeași preocupare. Ce primiți, asta dați. Dar de aia plecați din urmă, că nu primeați și aveați de dat pe semne. Acum unde vă mutați atenția și dați și primiți în egală măsură și asta vă dă speranțe că poate fi mai bine decât înainte. Gata, s-a terminat anul zodiacal, începem altul, să ne bucurăm de un nou tur de 365 de zile de acum înainte. Și ne vedem din nou la Revelionul de peste un an. Ne mai vedem și peste weekend și după, dar bucurați-vă de o roată nouă zodiacală care ni se deschide în fața ochilor. Să dăm drumul la rotița asta și să ne împlinească.